Stănciulescu. Pot să zic de ce m-am întors la final? Desigur. Pentru că eu cred că în interpretarea ta a lipsit oarecare înțelepciune. Unii se nasc cu ea, alții o dobândesc prin experiență. Se poate și învăța destul de rapid. Nu prea am întâlnit cazuri, dar nimic nu este imposibil. Tocmai ai pierdut un concurent. De ce? Mă rog, nu contează. Eu mi-aș dori să vii la mine în echipă, pentru că eu cred că pot să lucrez în tine această înțelepciune a momentului. Mi-am asumat riscul și am apăsat pentru că calitățile tale vocale sunt extraordinare. Mulțumesc! Ana, mie mi-a plăcut că ai cântat obraznic. Te știu de la Superstar, mi-am dorit să lucrez cu tine, te-am chemat la o întâlnire la studio, la care ai întârziat 2 ore. Și eu i-am spus atunci că îmi pare rău, dar cu oameni neserioși nu lucrez. Tu ai tot ce-ți trebuie, dar mi se pare că ești neserioasă. Ai mai pierdut un concurent. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Eu, în continuare, cred că ai tot ce-ți trebuie să devii un superstar. Mulțumesc. Și dacă îmi dai ocazia să lucrez cu tine, o să-mi dau toată silința să reușești. Să știi că îi dau dreptate lui Smiley. Asta e o lecție pentru noi toți. N-ai voie atunci când ai toate datele să nu faci tot ce poți ca să reușești. Alții ar da absolut orice să fie așa frumoși, să cânte așa bine, să înțeleagă industria și să aibă șansa să facă parte din ea. Poate chiar să-i cheme Smiley la studio. Unii ar da orice să-i cheme odată, să-i audă măcar cântând. Și meriți, mă, să reușești. Hai să facem să reușești. Mai bine alegi înainte să te certe și mai rău. Hai cu decizia. Eu nu m-am decis de acasă. Și încă nu știu foarte bine la cine să mă duc. Nu sunt convinsă. Dar nicio problemă. Nu e nicio problemă. Putem să stăm oricât. E simplu. Poți să vii la mine și s-a terminat toată discuția. Este o alegere bună, stau cuvântul meu de onoare. Îmi place foarte mult de fiecare dintre voi, este normal, de-aia am și venit. Dar nu știu pe cine să aleg. Trebuie să o faci! Decizia mea este să merg
în echipa lui Horia și a lui Teoros. Exact ce am spus eu. Ai pierdut o concurentă, ai pierdut o concurentă. Ana Stănciulescu e un talent remarcabil. E drăcoasă, e imprevizibilă. Eu tare sper ca fata asta să reușească în industria muzicală. Uitați-vă la ea! Uitați-vă la ea! Și s-o țineți minte! Ți-am zis că pierzi, ți-am zis că pierzi. Tu ai început cu o critică și tu i-ai adus aminte că a fost neserioasă. Oricine se află pe scena asta, după ce a cântat, nu vrea să audă ceva rău despre el. Vă spun... 100%. Niciun concurent nu vrea să audă ceva rău despre el. Eu sunt un tip sincer și cumva mie mi-a părut rău, ca să înțelegi de ce am adus aminte despre episodul ăsta. Pentru că lucrez foarte mult afară, cu niște voci incredibile, cu niște artiști incredibili. Unii care sunt atât de buni și nu știe nimeni despre ei. Și știu cât de greu e. Știu că, de cele mai multe ori, diferența este făcută de cât de serios ești, cât de perseverent ești și cât de dispus ești să-ți sacrifici timpul, energia, prieteniile, distracția. Deci dacă nu te costă, nu obții nimic. Sunt oameni care așteaptă o viață întreagă pentru o șansă. O viață întreagă.